Invitata mea de astăzi a fost mereu în atenția presei. O perioadă a fost un fel de Madonna României pentru că aborda un stil provocator pe scenă pentru acele vremuri. A avut o copilărie marcată de lipsuri și greutăți, dar astăzi are o viață împlinită. A făcut alegeri amoroase care i-au adus și scandaluri de primă pagină, însă astăzi este fericită alături de soțul ei și de fetița lor. A rămas o artistă nonconformistă și în continuare se bucură de mare succes. În această seară, o prezență explozivă în platoul nostru, pusă pe dezvăluiri, Daniela Gheorghi. Eu am fost foarte săracă și nu este un cuvânt mare, este un cuvânt normal. Noi suntem mai determinați. Ea a fost căsătorită cu tatăl meu, zicea tatăl meu, doamna inginer, ea era țesătoare. Și când nu s-a, adică când au fost, mă rog, probleme și așa mai departe, a avut tăria să mă ia de mână și să plece cu ce a avut pe ea. Îl rog pe George să-mi facă masaj, apropo, dacă vrei să râzi, și îmi spune, el freacă-te și tu cu spatele de zi, te dai de un perete ca porcul ăla, știi, când se freacă așa. De ce nu ne căsătorim? De ca ce? Ca că voiam să te întreb. Da, ca să nu ne despărțim. Deci foarte simplu. Mi-e frică de deciziile astea radicale. Radicale. Și fără întoarcere. Bună seara! Bună seara, Daniela! Bună seara și mă bucur foarte mult pentru că te-ai gândit să mă inviți. Adică îți mulțumesc pentru invitație. Cu drag și îți mulțumesc că ai venit. Și că în sfârșit am ajuns. Că ai ajuns, da. Da, deci suntem două fete care cred că vom face treaba astă seară. Eu așa simt. Oricum, noi avem o chimie, zic. Da, ne cunoaștem de ceva vreme, trebuie să spunem acest lucru, pentru că sunt mulți care te știu și pe tine și mă știu și pe mine. Pe tine mai mulți. Da, nu știu, nu. Bine, nu acum, contează, da. Acum, fiind... acest online care a dat, mi-a dat toată viața peste cap. Cred că toată lumea poate fi, poate să-și facă reclamă, poate să... Adică devină celebru, da, cunoscut, celebru, mă rog. Da, celebritatea cunoscut, e... Da. Peste noapte, așa că... Bine că ne-am... Ne-am reîntâlnit, că nu ne-am mai văzut de dinainte de pandemie. Așa fizic. Da. Noi am mai vorbit, am mai schimbat câte un mesaj. Da, cu Mădălin. Cu Mădălin, te-ai văzut cu mine? Nu, te-ai văzut înainte din pandemie și chiar mi-era dor. Și vreau să spun că arăți fabulos. Nu, arăt ok. Nu, arăți foarte bine și ți-am mai scris odată și un mesaj că tot așa te-am văzut la TV și arăți foarte bine. Hai așa să luăm cu începutul, să povestim un pic. Tu ești o femeie directă și mereu ai spus lucrurile pe nume. Ai declarat de mai multe ori că ai avut copilăria, nu a fost așa o copilărie belșugată. A fost marcată de lipsuri, de greutăți. Lucrul ăsta te-a făcut să fii mai chibzuită când ai devenit adult, poate chiar să fii mai zgârcită? Nu, dar să știi că niciodată n-am spus că am avut o copilărie sau că am fost într-un fel... ceea ce este, adică perfect adevărat, a fost cât a trăit mama, ca cineva, nu știu, să mă compătimească. Mulți oameni sunt săraci, cred că este o stare, cel puțin în România, dar acum, îndeoseb de la acest război și această pandemie care a făcut prăpăd printre toată lumea, toate categoriile de oameni. Dar în România, în general, oamenii nu se pot lăuda decât foarte puțin că sunt bogați. Am avut o copilărie așa cum aveau mulți, foarte mulți atunci. Și acum, că acum este și mai rău, atunci cel puțin nu vedeai, adică nu puteai să-ți imaginezi că există mâncare, cum avem la discreție, haine și așa mai departe. Dar important este, cred eu, că cei care au fost sau sunt cu o situație mai dificilă, hai să zic că eu am fost foarte săracă și nu este un cuvânt mare, este un cuvânt normal, noi suntem mai determinați, este foarte adevărat că am avut noroc de mama mea, care întotdeauna pentru mine a fost un exemplu și întotdeauna a știut poate să-mi arate, adică datorită bolii și cum este să nu ai sănătate, și cum este să nu ai ce să mănânci, dar și cum este când copilul tău ajunge cineva, să ai și bani,
să poți să ajuți și oamenii la rândul tău, pentru că și alții poate ne-au ajutat pe noi, și să apreciezi viața poate un pic altfel. Uite, o să citez într-o declarație de-a ta: eu n-am uitat niciodată de unde am plecat, că am dormit cu mama în același pat, că am mâncat pâine uscată sau biscuiți înmuiați în apă, că umblam în tenis iarna, pentru că nu aveam cizme. Îți mai aduce aminte de câți bani ai câștigat la prima prestație muzicală? Eu am să spun că prima dată am cântat pe mâncare. Eu am mai spus lucrul ăsta. Prima dată am mâncat pentru mâncare. Nu știu dacă mai este domnul Gheață, era la un Floreasca, un patinoar, și era un restaurant înaintea patinoarului. Domnul Gheață are și acum un restaurant. Da, deci dacă dânsul, da, poate, dumnealui poate să spună că este adevărat ceea ce îți dai seama din 90-91, am cântat pe mâncare, pur și simplu, ca să-i aduc mamei mele și să am și eu ce să mănânc pe salam de Sibiu, nu știu pe ce. Îți dai seama, așa, cam despre asta a fost. Așa a început. Așa a început, da. Așa a început. Și apoi primii bani, îți mai amintești, nu ai câștigat? Am câștigat, într-adevăr, după ce am luat premiul la festivalul de la Mamaia. Aurel Moldovan este un cântăreț. Moldovean. Da. Știu că erau niște turnee în licee, așa, și normal, fiind o revelație atunci, aveam extraordinar de multe spectacole și câștigam bani cu pungile. Și când veneam, îi aruncam așa în pat la mama și eram fericită că aduc și eu bani acasă și, mă rog, cam așa s-a întâmplat. Dar cred că cea mai mare realizare, să știi că nu neapărat au fost și banii, pentru că pentru mine banii sunt importanți. Trebuia să ai grijă și de mama ta, probabil. Dar faptul că reușisem, adică tot ceea ce părea imposibil, pentru că era clar, și tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, venea și spunea: păi da, măi, Ani, zicea lui mama, vai, păpușa, dar cum, dar Daniela trebuie să se facă, vrea să dau la ASE, la facultate, așa, că și muzică, tu știi cum sunt cântărețe. Bine, și acum sunt. Prejudecățile. Suntem catalogate și prejudecățile sunt prejudecăți. Mai ales atunci, erau și mai și. Dar faptul că am pornit așa și ambiția, pentru că am pățit foarte multe lucruri de-a lungul carierei, asta nu înseamnă că și acum nu pățesc, sunt mult mai multe lucruri, dar orice provocare am putut s-o trec. Câteodată greu, de multe ori vreau ca, de exemplu, să mă las de muzică și mama mea era foarte, acum, dar știi, mă lăsa o zi, două, și pe aceea, dar știi, începea să plângă și când o vedea că erau momente de astea care te deprimau, nu știu, anumite lucruri din astea urâte care se întâmplă, bețe în roată. Cristina, îți dai seama că, în primul rând, n-am acceptat aceste, să zic, compromisuri. Nu știu, n-am acceptat să depind, să mă căsătoresc, nu știu, cu un producător, cu un compozitor, sau să trăiesc cu cineva pentru cariera mea. Deci eu am mai spus și mai mă repet, ce am făcut eu, am făcut eu. Viața mea privată, care m-a interesat, dar niciodată pentru cariera mea. Am vrut să fiu femeie independentă pentru că am văzut foarte multe lucruri și nu mi-a plăcut ceea ce. Mama îmi dădea tot timpul exemplu: uite, dacă erai așa, uite acum ajungeai așa. Dacă erai așa, acum stăia hainele, părul și așa mai departe. Dacă nu mai ești cu nu știu cine, te-ai despărțit de el, nu mai ești la radio, nu mai ești la televizor, nu mai ești. Și întotdeauna mi-a spus că nu eram cântăreață, trebuie să fii o femeie care să-ți câștigi banul, să nu stai la mâna bărbatului, este foarte important. Și mă dădea exemplu pe ea. Pentru că ea a fost căsătorită cu tatăl meu, zicea tatăl meu, doamna inginer, ea era țesătoare, așa era înainte, zicea după bărbat. Și când au fost, mă rog, probleme și așa mai departe, a avut tăria să mă ia de mână și să plece cu ce a avut pe ea. Atât, și avea și ea un apartament, o casă, nu știu, un apartament cu mobilă tot așa în rate, nu știu cum se făcea înainte. Unde ați putut să vă mutați singură? Tu cu ea? Unde ați putut să vă mutați singură? Nu, n-am putut să ne mutăm atunci. Asta mama mea în gazdă, la prietene, la nu știu ce, până i-a dat de la serviciu un apartament, după care n-am mai putut, nu știu cum a fost, ne-am mutat la bunica mea și atunci s-a întâmplat accidentul.
Adică a vrut să-mi dea exemplu de femeie care să nu suporte să nu stea la mâna bărbatului, să nu suporte să te jignească, să te bată, că, mă rog. Astea au fost motivele pentru care s-au Nu, erau diferențe, clar. Tatăl meu era inginer, era foarte deștept. Mama nu că nu era deșteaptă, era țesătoare. Ea era dintr-o familie extrem de modestă. Simplă, da. Și numai aspectul și frumusețea sau tinerețea, la un moment dat, nu contează. Și probabil că, nu știu, gelozii, eu știu ce-o fi fost între ei, că nu că n-am întrebat, știu ce-a fost, numai că nu mai are sens, nici tatăl meu nu mai este, așa că, ce, s-au despărțit. S-au despărțit. Și totuși ea a fost un model pentru tine, că a fost o femeie puternică și, practic, de la zero a reușit să o ia de la zero. De la zero? Minus infinit. Da. Deci a demonstrat în timp că se poate, că dacă îți dorești și dacă ai și cu cine e adevărat, că toată lumea îi spunea, domnule, dar știi că Daniela, că precis o să te lase, știi cum erau înainte, că o să te lase, că nu ea e fată tânără, că o să îți găsească, că nu știu ce, dar niciodată n-am... Ai fost foarte dedicată și... Dedicată. Eu și acum o iubesc pe mama mea la fel. Deci am iubit-o și o iubesc foarte mult și niciodată n-am ales între un bărbat și mama mea, niciodată în viața mea. Știu că poate pentru unii depinde foarte mult, dar eu, văzând altfel viața, prin ochii unui copil care vede pe cineva care a mers și care a rămas infirm, a rămas paralizat, și vezi cu totul altfel lucrurile. Adică cine are pe cineva bolnav, cine are părinți care, într-adevăr, nu, aici nu este vorba că să-ți dea părinții, că să-ți dea ceva. E vorba de căldura și de dragostea unei mame care nu o poate înlocui nimeni. Nici un bărbat, nici chiar copilul tău. Tu-ți iubești copilul cum te iubește mama ta pe tine. Sau poate, mă rog, bunicii se spune că iubesc mai mult nepoții decât... Dar, uite, am născut-o pe Maria, mama mea la fel era, adică nu exista, domnule, știu, eu iubesc pe Maria, că nu, eu le iubeam. Și acum, dacă o întreb pe Maria, o să-ți spună, mami cred că o iubește pe bunii cel mai mult, dar eu trăiesc, știi, tăia cu... Da. Și așa, atunci, na. Totuși, destinul a avut grijă ca mama ta să fie în viață când s-a născut Maria. Da, și mă bucur mult. Bine, acum să vă spun cinstit, mama, nu că m-am împins de la spate, dar... Da, bine, s-a întâmplat destul de târziu. Da. Că râdea de mine, a zis, tu și cu doamna de 65 de ani, făcuse, sau 67, da. Făcuse un copil. Da, pentru că, într-adevăr, eu am iubit-o, adică o iubeam foarte mult, aveam grijă de ea. Asta nu înseamnă că nu aveam femei în casă, aveam, la un moment dat, trei femei, că... Știu, știu, atunci când veneam, știi, la da, filmări, da, da, știu, da. erau. Dar eu, mie îmi plăcea să o spăl, mie îmi plăcea, adică făceam... Te implicai chiar, nu doar financiar, adică te implicai acolo. Banii au contat, dar dragostea asta și ții minte că o spălam, știi, și a avut fiere și înainte când te opera de fiere, te tăia ca pe porc pe burtă, așa, da. Și avea operații și cum avea ea burtică și cu sută, așa, ca ce, și râdeam. Da, și o pupam și se uita așa la mine și îți dai seama că sunt niște lucruri care mă bucur că am putut să le fac pentru ea. Pentru că important este cum te porți cu părinții în viață. Am văzut pe Facebook sau pe TikTok, tot așa, un părinte, un preot, era o pildă că un copil plângea la mormântul unui părinte și părintele spunea, degeaba plânge acum că nu te mai aud, degeaba îmi aduci flori acum, pentru că atunci când trăiam făcea ea asta și așa, adică e o pildă. Important este să fii om atunci când ești în viață. După ce moare omul, nu mai contează. Bine, sunt și situații inverse, când părinții, poate, cu copiii, dar, mă rog, da, sunt situații, sunt situații de viață. Și cazuri și cazuri. Eu spun de cazul meu. Da, corect. Deci... Spuneai că tu niciodată n-ai vrut să faci compromisuri în relațiile cu bărbații, pentru carieră, lucruri de genul ăsta, dar tu ai fost o... Și nici nu am alergat bărbații. Da. Da, știi, da, ce, da, faci, da, rebat, da, asta. Da. Alo, da. Am avut niște discuții mai devreme la machiaj. Da. Dar ai fost o femeie vânată, dorită de mulți bărbați,
Acum aveai de unde să alegi? Să spun că nu, am avut viața mea, dar nu am deranjat pe nimeni, nu m-a văzut nimeni cu nimeni și cred că era șocul mare, pentru că dacă spuneai Daniela Gheorghe, aveai senzația că nu știu, ori merg dezbrăcat, ori sar pe toți bărbații. Ori... Asta era stilul tău de pe scenă. Știu, dar vezi că nu toată lumea gândea la vremurile acelea și atunci îți dai seama că... Da, ce pot să spun? Am fost o femeie, dar e normal când ești o fată tânără să fii curtată. Nu trebuie să fii neapărat artistă, nu trebuie să fii neapărat... Cu atât mai mult. Dar îți dai seama, erai mai expusă. Erai expusă și atunci te vedeau mai mult decât erau văzute femeile care nu aveau o carieră în zona asta. Da, da. Ce vrei să spun? Da, da. Da, așa este, da. Și... Vreau să te întreb de George. Acum, câți ani aveți deja de când sunteți împreună? De 16 ani. 16 ani. Da. E gelos în continuare sau? Mă, când am auzit că am o căsnicie fericită, să știi că sunt o femeie împlinită. Eu nu pot să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu zi de zi, chiar dacă poate uit câteodată, faptul că am o familie, că am pe Maria, că l-am pe George, dar nimeni nu este perfect. Avem o familie normală, în care ne certăm. De la, nu, ce, da, de la orice, deci îți dai seama că noi ce suntem ca două cel mai mult la pietre ei? Tari. Păi, cel mai mult, de exemplu, ne certăm, acum, sincer, avem niște afaceri și de la afacerile astea ne certăm pentru că tot timpul cert că nu se odihnește suficient. După care ne certăm foarte mult pentru cariera mea, pentru muzică, pentru tot felul. După care, nu știu, el mă vede că sunt mai dezordonată. Deci ne certăm din orice, ce vrei, vrei să te mint? Din orice, sunt certărață, dar sunt, bine, da, sunt și o piatră tare, adică îți dai seama. Dar îți trece supărarea repede sau? Îți dai seama că râdem, glumim, da, noi ne iubim, asta contează. Și noi ne certăm că nu avem ce face, îți dai seama că venim de la Oradea, chiar acum o săptămână am râs. Așa, ați mers mult în mașină. Merge mult în mașină. Că nu spui că v-ați certat și pe drum. Și deci dus, întors, noi ne-am certat ca să putem să ținem, știi, să nu dormim. Da, da. Că trebuia să fim, de, nu știu cum a fost, a trebuit să ne ducem, avem, mă rog, niște, am avut niște evenimente de asta. L-a luat el Oradea, Constanța, Cluj. A, deci mai distanță din asta. Distanța, din, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem evenimente, dar da, ne mai certăm. Mai ne contrazicem, dar avem niște reguli pe cât se poate să ne și ținem de ele, să nu ne jignim foarte, adică un jignit dintre ăsta mai aud, deci nu n-aș suporta să mă înjure sau deci nu pot, adică nu. Există o limită. Adică da, avem o limită. Eu nici atât, pentru că în momentul când jignești un om, chiar dacă te împaci cu el, nu mai este același lucru. Hai, poate odată, ierți, de două ori ierți, de rău sunt balanță. Și deci mi-e frică de deciziile astea radicale. Și fără întoarcere. Am înțeles asta cu certatul, dar cu înșelatul? Mă, acum vrei să spun ceva, Cristina. Bărbații prin excelență sunt vânători. Acum dacă ea spune, voi știți, George, nu. George mă iubește, m-am tatuat pe gât, George. El s-a ai tatuat prins cu mâța în sac, cum mă, se zice? Nu l-am prins niciodată, cum să-ți explic, că am auzit. Că m-am dus la Madalina în emisiune și că mi-a pus tot felul de aia, că au venit fete pe la... mult timp. Da. Mă, la un moment dat, George este un bărbat care arată bine. Fiind e vânat. Și moldovean, dar nu neapărat că este vânat, și el este un vânător, dar bă, important este cum se poartă acasă. Dar lași, mă, nu că las de tot, dai seama, deci... Teoretic nu. Teoretic nu, dar nici nu stau după el și îi las această libertate, pentru că, indiferent cât ai constrânge un om, dacă el vrea să te înșele, te înșală. Dacă el se îndrăgostește, se îndrăgostește și se duce. Nu ai ce să-i faci. Cu cât îl strângi mai mult, cu atâta... Adică nu văd rostul. Clar, suntem geloși și eu sunt geloasă. El cred că este mult mai gelos decât mine, dar este pe sub ascuns, așa, știi? Da, vrea să recunoaște care e orgoliu. Da, câteodată spune, dar câteodată, deci, am fost plecată la Reghin, la prietenul nostru Florin Vos. Mamă, se trezește nervos. Băi, dar ce ai? Am visat că m-ai înșelat și... Ai visat că te-am înșelat. Hai bine, atunci, dar tu știi ce nasol e? Zic, da. A, da? Hai bine, ca să mi-aduce aminte. Să ne aducem aminte de niște momente din trecut. Pe tema banilor vă certați? Că, nu știu, cine e mai cheltuitor dintre voi doi?
Acum, ce pot să spun? Nu că suntem cheltuitori. Într-adevăr, anul acesta, și mulțumim lui Dumnezeu, am avut niște realizări pe care noi ne cunoaștem de 16 ani și eu chiar pot să spun că am câștigat bani și câștig. Da. Nu miliarde, nu milioane, dar câștig bani. Da. Fac bani. E și normal după atâția ani de muncă și de carieră. No, da, nu, adică nu vreau ca să credeți că sunt bogată, că nu despre asta este, dar câștig bani. Dar în acest an am luat niște decizii, după pandemia asta și faptul că am putut să cânt, ne-am schimbat casa, ceea ce înseamnă alți bani, am deschis două cluburi, ceea ce deci înseamnă... Deci niște investiții. Am făcut niște investiții și banii foarte mulți se duc pe aceste investiții. Adică eu trebuie să, mă rog, să cânt, el este și impresar, deci pe timpul pandemiei amândoi am fost cam în aceeași, de fapt amândoi da. În aceeași barcă. Râdeam cu Maria, că ea avea contract atunci la televiziune, la televiziune și avea salariu. Dar, da, noi, pot să spun că și eu sunt cheltuitoare, dar acum i-am și spus, dacă vrei, adică trebuie să facem pasul ăsta, trebuie să fim mai chipzuiți. Acum, ce vrei să spun? Am noroc, am firme care mă îmbracă da. Așa, machiaj, nu știu ce, păr, la, cu tare, un cheltuielile alta. Aceste femei, de femeie aproximativ, sunt da, și cumva. Cu corpul și asta, da, cu tratamente, cu... Unele, da, unele le plătesc. Asta nu înseamnă că nu-mi cumpăr, asta nu înseamnă că sunt... Nu, dar nu neapărat că sunt mai chipzuită. Oricum n-ai cum să fii chipzuit în ziua de astăzi. Adică, indiferent ce ai face, au crescut prețurile, deci nu mai poți. Dar îți trebuiesc, îți dai seama, melodii care le plătesc, videoclipuri care le plătesc, promovare care nu plătesc ca alții în casa ca să plătesc promovarea, da. Dar toate astea se plătesc. Da, da, da. Am înțeles, dar creierul financiar, cine e? Tu George. Sau el e? George, da, George. George, deci George mi-a explicat. Eu înainte, artistic. Da, eu eram și sunt artistă, adică eu fac foarte multe lucruri, cum le făceam și înainte. Bine, de ceva timp nu mai fac pentru că m-am sucit datorită prietenilor, dar clar că dacă putem ajuta, dacă facem și noi niște lucruri, dar... Clar, el este impresarul, el știe cât costă, ce ia, cum face, cum... El, nu eu. Adică... Da. Acordă o importanță mare momentelor petrecute cu George, chiar momentelor intime? Măi, nu știu cum o fi la tine, dar la mine, chiar dacă e casa mai mare, tot nu avem noroc de intimitate, că este Maria care vine, tati, nu te uita la fundul lui mama, tati, nu mai pupa, tati, nu mai așa, nu mai așa, și mai râde câteodată. Păi dacă nu mă uit mai eu, și plecați. Da, se uită altul și nu-i bine. Nu e bine. Mai și plecăm, da, chestia asta ne unește, adică nouă încă nu ne-a pierit cheful să zic, domnule, m-am săturat sau s-a săturat, bine, sper să nu se fi săturat săracul. Dar, da, adică suntem ok. Din punctul ăsta de vedere, suntem ok. Deci, cum îmi povestești tu și ce mai vorbeam la machiaj, eu simt încă flacăra aceea între voi. Da, asta nu știu, noi le iubim. La mult se stinge, din păcate. Păi se stinge în momentul când nu e sincer, Cristina. Se stinge în momentul când chiar a intervenit a treia persoană. De fapt, aici este problema. În momentul când intervine a treia persoană, indiferent ce-i face, nu mai este cum a fost. Cât ai păcăli. Eu când aud, acum suntem cei mai fai, ce soție, ce soț, nu știu ce, mâine sau se bat, se ceartă, se despar și așa mai departe. În momentul când tu ești corect cu tine, ca în orice altceva, trebuie să fii foarte corect cu tine. În momentul când eu zic, bă, stai puțin, deci eu cu George, m-am avut momente și momente, bă, nu suntem perfecți, nici el, nici eu. Dacă vreți să avem o familie, trebuie clădită familia asta, trebuie pas cu pas și cărămidă cu cărămidă, trebuie să tragem amândoi la aceeași căruță. E foarte important. Acum, ce pot să spun? Eu, nu că nu bag mâna în foc pentru George, el s-o uita. Poate, nu știu, dar poate. Dar tu ai voie să te uiți? Mă, sincer să fiu, nu că nu am voie să mă uit. Noi femeile suntem altfel. Noi femeile, dacă ne îndrăgostim... Nu mai vezi nimic în jur. E foarte greu să ascundem chestia asta și plecăm. Da. Adică nu mai lași totul, indiferent ce ar fi, și pleci. Adică femeia este mult mai prostuță, dacă da. Vrei. Da, ea e 100% ori cu soțul, ori dacă cine poate să joace teatru sau poate să zică că are un bărbat care merge la infinit, da,
ulciorul nu merge de multe ori la apă și nu îmi place, adică eu am... Cristina, nu mă ascund de tine. Eu îți dai seama că am avut și eu prieteni. Deci nu mai sunt curioasă, mamă, să fie la frumos, pentru că mie mi-au plăcut sportivii, mie mi-au plăcut bărbații. Deci nu mai sunt curioasă să zici, sunt foarte mulțumită de George. Deci, până să întâlnești pe George, cum ai avut o experiență? Nu te-au mai strâng, nu te mai strânesc curiozitățile acum? Sau după ce nu, și mi-ar fi penibil. Adică, nu știu, nu mă mai văd în asta, să mamă, să mă duc eu, cine știu. Nu. Cred că sunt un om, sunt mulțumită acasă, cu alte cuvinte. Și lucrul ăsta, cu bune și cu rele. Repet, adică la mine nu este totul roz. Deci ți-am explicat că ne certăm ca la... Dar e frumoasă împăcarea și cred că asta este, glumim foarte mult. Deci cred că unul din naturile unei relații, adică ca soție, știi, râsul, deci facem, glumim, râdem, ce vrei. Faceți haz de necaz, da, râdem. Dar au fost momente când ați vrut să vă despărțiți? Da, da. Și acum știi de ce nu ne căsătorim? De ca ce? Să, ca că voiam să te întreb. Da, ca să nu ne despărțim. Deci foarte simplu. Pentru că cred că am venit într-un punct în care, da... Crezi că faptul că voi nu vă căsătoriți, de fapt, asta nu știu vă dacă îndepărtează de pericolul de a vă despărți? Nu, dar dacă n-a fost să fie... Am plănuit de câteva ori. Dar ce mare lucru, durează 5 minute să te căsătorești, adică da, ce... Nu știu ce să zic. Da. Te duci, te căsătorești, după aia vezi evenimentul. Eu am avut într-adevăr și o experiență la prima căsătorie. Deci am vorbit cu Gelu ceva ani de zile. M-am căsătorit și într-un an am divorțat. Și atunci probabil că am rămas oarecum, vorbesc serios, că am rămas nu neapărat la o traumă, da? Am rămas așa, adică am spus că, cel puțin eu, nu o să mă mai căsătoresc, așa am gândit-o eu. Că n-a fost o experiență da, n-a de fost. Succes. A fost o experiență tristă, chiar dacă nu am arătat, am suferit foarte tare. Și, dar George n-a tras de tine să vă căsătoriți? Mai ales după ce a apărut și Maria? E, nu că n-a tras, m-a cerut de câteva ori de nevastă până... Păi știu, când, am tot văzut diverse momente. E, lasă, că unele au fost și regizate, deci hai să nu... Dar nu, acum nu, suntem ok amândoi, nu ne mai gândim la asta. Avem... Adică nu mă mai gândesc deocamdată. Dar măcar de dragul unei petreceri. A, nu, eu nu duc lipsă de petreceri. Păi știu. Deci eu când... Da, dar nu sunt ale tale. Nu. Nu. Nu, nici măcar. E bine așa cum... Da, e bine așa cum e. Ați reușit foarte multe împreună. Mă rog, pe lângă cea mai mare realizare a voastră, care este Maria, ce realizări așa, la care ții și ești mândră că ați făcut, le-ați făcut împreună? Mă, cred că cea mai mare realizare, și-ți spun cu mâna pe inimă, este că, spun sincer, la începutul relației, nu că nu credeam. Noi ne-am împrietenit și oarecum am rămas împreună printr-o conjunctură în care, bun, l-am cunoscut în Germania, cu povestea lui de viață, cu povestea mea de viață, a venit, i-am spus eu că eu nu mă despart de mama niciodată și că așa nu știu ce, îți dai seama, câine, pisică, femei în casă, că aveam așa. Ne-am certat atunci, ne-am despărțit, adică nu prea aveam date să rămânem împreună. Dar cred că cea mai mare realizare este că am rămas împreună, că avem pe Maria și că problemele și bune, dar și necazurile pe care le-am avut, ne-au unit. Pentru că material, Cristina, nu pot, ce vrei să te mint, că sunt, mă, nu sunt săracă, dar nu sunt nici foarte bogată. Adică, cât să stai așa liniștită. Că să zic, băi, nu mai muncesc toată viața. Poate puteam să am atâția bani. N-am știut să-i gestionăm, n-am știut să... Dar nu contează lucrul ăsta, că nu mai contează ce a fost. Suntem ok. Cred că asta este, de fapt, cea mai mare realizare, dacă mă întrebi. Faptul că suntem o familie și că, în ciuda tuturor greutăților și a ispitelor, am mers așa pe un drum amândoi. Uite, înainte să continuăm discuția noastră, vreau să spun că noi avem două cutii aici în emisiune. Uite-le. Așa, am avut două cutii, nu mai una. Una roșie și una aurie. În cutia roșie se află o întrebare sau poate chiar mai multe, mai directe așa, din zona asta amorului.
Dar să nu te sperii. Da, nu mă sperii. Dar dacă nu vrei, poți să nu deschizi. Și în cutia aurie să știi că există o întrebare despre bani. Dar le deschidem un pic mai târziu, spre finalul discuției. Când vrei, oricum vreau să le deschid pe amândouă, ce crezi? Ești curioasă, da, să vezi despre ce e vorba. Oricum, da. Putem să tratăm cu umor. Ce defecte ai tu? Aolo, așa poți să-ți faci acum, deci te cunoști foarte bine. Nu știu dacă chiar te cunoști chiar atât de bine. Tu știi că mai ai câteodată niște semne, băi, eu am fost așa sau că clar m-am schimbat foarte mult. Mă, defectul, de fapt, nu este un defect. Eu am fost crescută într-un fel anume și toți oamenii cu care am intrat sau care intru în contact spun că sunt ca mine. Și de foarte multe ori prietenii m-au dezamăgit. Deci această prietenie sau acest gir pe care îl acord prietenilor, de multe ori și ai zis că nu mai faci? Și am zis că nu mai fac și că nu că nu mai fac, am zis, domnule, să fiu mai atentă, nu mai atașez, nu știu ce, chestia asta cu atașarea de persoane, cu încredere, pentru că tot timpul eu mă gândesc că tu ești la fel ca mine și atunci asta este o greșeală. După aceea, bine, sunt dezordonată, asta recunosc. În relația cu Maria, nu, îmi place să zic că sunt comunistă, dar suntem niște părinți, dar acum este vorba numai de mine, destul, nu de strictă, dar destul de atentă, poate mult prea atentă, pentru că vreau să aibă niște baze. Adică să crească până la cât pot eu să o țin, că e mult spus că nu poți să ții un copil, dar cât poți tu să mai educi, să-i corectezi, să-i fac, și să nu fie ca mine. E foarte important, pentru că am suferit foarte mult din cauza prietenilor, foarte, foarte mult. Adică aici m-au dezamăgit. Simt trei oameni care te-au dezamăgit. Nu că n-am să le dau un nume, pentru că sunt persoane publice și este foarte... Sunt, de exemplu, colegi cu care am cântat. Oameni pe care, nu știu, am, ce să zic, am fost ca și familia, pentru că ne-au legat, eu știu... Vorba aceea, ați mâncat în aceeași farfurie? Nu știu dacă asta, dar mă rog, sunt persoane, sunt persoane care le-am ajutat foarte mult din televiziune, că tocmai vorbeam dintr-o televiziune la care de atâți ani de zile crezi că ai o prietenie sau o chestie dintre astea de respect reciproc. Și poți mereu la datorie, orice și s-a cerut. Și am făcut tot ce s-a putut face ca să pot, mă chemau acum, lăsam cântări, lăsam tot și mă duceam pentru respectiva emisiune sau nu numai pe, în general, știi? Bine, clar că o mână spală pe cealaltă, dar vorbesc în general că m-au dezamăgit oameni la care am ținut și care chiar cât am putut eu să fac ceva, am făcut pentru ei. Înțelegi, mult puțin, deși prietenia nu se bazează, dar cât ar fi prietenia, mă, și că vii la mine să bei o cafea sau că vin la tine să bea o cafea, există, să zic, acel minim de interes, dar e un interes... Da. Prea mic. Comparație cu asta, prietenia. Deci astea sunt defectele mele, pe care încerc să le corectez. Asta cu prietenia, dar nu știu dacă o să mai miasă. Chestia asta cu dezordinea nu pot niciodată, pentru că George, acum am, mă rog, un dressing și George când intră în dressing face criză de isterie și vine, ce am zis să nu mai arunci, că toate hainele primatele așez nu știu cum. Și pe aceea când vine, păi toate sunt pe sus, pe jos. Faci curățenie 3 ore și dezordine în 2 minute. Ce? Într-o secundă am tras totul după rap și niciodată n-am haine și niciodată n-am cu ce să mă încalz, cu ce să mă îmbrac. Da, cam așa. Cam asta. Îți faci tratamente estetice în mod constant? Îmi place să am grijă de mine. Acum, clar că venim după o vară și după, mă rog, suntem în octombrie, în care am avut destul de multe evenimente și am lăsat tratamentele. Dar da, îmi fac tratamente corporale, tratamente estetice, nu operații estetice, tratamente estetice, un botox. Acum sunt... mă rog, terapii care te ajută pentru piele, cel puțin colagenul meu din piele s-a cam deteriorat și atunci trebuie să fac tratamente. E normal, e firesc, cam ce fac femeile care cât de cât, mă rog, au grijă de ele, că e clar, dacă ai 20 de ani nu prea ai ce să mai... deși și la 20 de ani îți faci, dar la 50 de ani trebuie să ai grijă de tine, adică... Ai niște trucuri din astea pentru frumusețe?
Băi, nu. Cam îmi ziceai că mamă ce păr frumos. Nu, adică Constantin e părul meu. Deci dacă mai râde, când îmi pune păr, mai râde George. Îl sună Adi să trag, să o trag pe Daniela de păr. Nu, că sunt foarte scumpe meșe astea. Deci, trucuri. Orice, oricum, nu fac nimic, adică nu mă dau cu o cremă deosebită, nu mă dau cu ceva. Nu, îți faci masaj aici și că nu da, ești la login, de dea palme. Nu, nu fac nici măcar un masaj, că îl rog pe George să-mi facă masaj, apropo, dacă vrei să râzi, și îmi spune, el frate, te știi cu spatele de zid, da, de un perete, ca porcul ăla, știi, când se freacă așa. Nu-ți face masaj dacă nu vrei. Nu face masaj. Nu face. Măcar un pic așa, a, așa te promite pic, și tu niște lucruri. I-am și... promis că de aia nici nu ne facem masaj, că n-apucăm, dacă înțelegi ce spun, dar, dar fac tratamente când am timp, fac tratamente corporale, uite, ar trebui să fac jogging, ăsta este cel mai, deci cardio, da, jogging pe românește, să alerge, da sau nu tu, este cel mai complex. Unde într-adevăr poți și mai chestia de slăbit aici, că înainte era chestia asta, domnule, să fii moartă de slabă, da. Și să mergi. S-au mai schimbat un pic lucrurile, dar trebuie să fii tonifiată. Trebuie să fii tonifiată, trebuie să te simți bine cu tine, trebuie să fii sănătoasă, trebuie să radiezi. Că în primul rând despre asta este vorba, despre ce emani. Cu sportul cum ești? Cu cum sportul, stai la capitolul ăsta? Ce acum... Nu mai ești cum ai fost, deci nu mai e cum eram pentru că nu mai am timp. Dar am pădurea lângă mine și sper ca să pot să reușesc să-mi fac, nu știu când, am terasă, să-mi fac să loc... Să nu te întâlnești cu lupul în pădure. Da, să mă... Să te fure lupul. Să mă fure lupul. Da, să știi că am căprioare acolo. Da? Da, deci sunt... Ce frumos. Da, foarte frumos, deci stau... Da, chiar în natură. Nu chiar, adică nu stau în pădure. Nu, dar, la margine, dar, acolo, la margine, aproape, da, foarte aproape. Foarte frumos, da. Ce nu-ți lipsește din poșetă, dacă tu suntem la capitolul ăsta? Adică, bani. Bani. Ai cash în poșetă? Da. Da. Cum ești mai mult? Deci, cardul sau George cu este cash-ul? Cu cardul, deci el mă omoară cu cardurile și cu asta. Bine, dar la mine nu e o problemă, că mă duc cu buletinul și da. Rezolv imediat treaba. Da. Dar eu sunt de modă veche. Îți place să ai cash? Eu, da, eu sunt dintre asta pe sistem, trebuie să am dintre asta sistem comunist. Eu trebuie să văd banii. Să-i simți, să pui mâna pe ei. Da, și bine, clar și cu cardurile plătesc, dar în general îmi place să am bani la mine. Normal. Nu cred că e normal, că toată lumea aude, domnule, numai cu... Cu card, cu telefon, card. Cu telefonul, da. Da, măi, da. E foarte mișto, adică din punctul ăsta de vedere scapi de chestia asta, să te fure hoții, să... Na, da, dar... E, dar măcar un mărunțiș acolo tot e bine. Ție îți place să ai teancul în poșetă. Nu mai zic nimic. E, cui nu-i place până la urmă? Na, dar asta e, asta e adevărul. Care sunt principalele calități ale unei femei? Să fie așa, o doamnă, o femeie de treabă, cum se spune. Cum ar trebui să fie? Din punctul nu știu, tău de vedere. Da, din punctul meu de vedere, cred că ai ales un om, o femeie care, am, ce spun eu... Cred că mă omoară toată lumea. Așa. Deci o femeie în primul rând trebuie să fie independentă. O femeie trebuie să fie deșteaptă. Nu neapărat să aibă 100 de facultăți, dar trebuie să fie deșteaptă, asta îi spun Maria. Pentru că prostia te costă. Pentru că bine, acum este acces la mai peste tot așa, dar vorbesc strict așa de școală. Trebuie să nu fie preșul bărbatului, o femeie când se căsătorește nu trebuie să fie slugă, menajeră, mama copiilor, să-i dea bărbatul bani de un bigudiu, de un ruj, ca să nu zic altceva. Și adică o femeie trebuie să fie independentă din punctul ăsta de vedere. Și o femeie trebuie să se respecte și să se iubească. Dacă o femeie se iubește pe ea, și dacă o femeie știi, trebuie să plece în primul rând de la ea. Un bărbat poate te vede sau nu te vede frumoasă, sau depinde foarte mult de multe lucruri. Nu intru acum că este... Dacă te vezi tu frumoasă... Dar dacă tu te vezi frumoasă, dacă tu ai încredere în tine, dacă ești o fată deșteaptă, se spune că fetele bune ajung în rai, fetele rele unde trebuie, dar eu sunt fata aia bună, asta nu înseamnă că ajung în rai, ai... foarte mult de câștigat în ziua de astăzi și să fii cu coloana adică să fii un om vertical, să nu știu, nici nu știu, dar nici nu știu dacă e bine în ziua de astăzi, pentru că eu văd foarte multă minciună,
toată lumea este opulentă, toată lumea este mamă, cât am, cât fac, drec, nu știu ce, chiar dacă n-au să traverseze strada sau toate sunt în rate cumpărate. Dar o fi asta vina Instagramului, Facebookului, da, că, na, că acolo pui poze cu cea mai bun, știi, în șifonier, cu cea mai bun în casă. Da, dar una este să pui, de exemplu, cu cea mai bun, că nu este, că și când ești la o petrecere, ești tot tu cu cea mai bun, da? Da? Dar una este să nu ai și să zici că ai, adică... Sau să promuți lucruri, mai sunt și cazuri de genul ăsta. Eu știam, știu sigur, cu casele și cu mașinile și cu asta, deci... Nu pot să cred, da, făceau poze unii în case luxoase și ziceau că sunt ale lor? Am, tot așa am văzut podcast și spunea cineva, domnule, ce este Instagram este un fake. 90%, poate 95%. Și așa este, pentru că lumea pe Instagram, pe rețelele de socializare, toate vrem... Bine, eu nu, că nu trebuie să mint, nu știu, trebuie să fiu într-un fel în care eu nu sunt. Eu asta sunt, atât urmăritore, asta este. Se minte foarte mult, se pozează foarte mult, te dai foarte mare, că te duci nu știu unde, că faci. La un moment dat erau ăștia, că știi că își puneau poze în spate, că sunt nu știu pe unde cu peisajul respectiv. Da, deci... Și nu erau acolo. Nu erau acolo. Dacă în zilele noastre poți să faci poze... Păi, poți să faci orice. Da. De asta spun, adică trebuie să fii și corect cu tine. Că nu cred că mă ajută la nimic dacă eu vin acum și spun, știi, Cristina, am 100 de milioane de euro și tu te uiți la mine, mă dușmănești, mă omori și eu când ies, mor de foame în lift, știi, nu mă mai duce liftul. Da. E adevărat. Instagramul cumva prezintă o realitate deformată de cele mai multe ori. Uite-te, scuze-mă că te întrerup, și la poze. La poze. Cu 7 miliarde de filtre. Băi, îți mai, să zic că e o lumină. Uite cum te-am felicitat aici, e lumina foarte frumoasă. Poate, așa este. Nu știu cum mă arăt eu la televizor, dar îmi place foarte mult cum mă văd, da, la ecranul ăsta cel puțin. Dar una este să pui un filtru de bun simț și alta este să te faci, tu să fii de 100 de kg, să te faci de 20 de kg, înaltă de 2 metri, cu totul și cu totul altfel, deci să nu mai știi dacă ești tu. De aia nici nu vreau să-mi deformeze cineva pozele, bă, hai, mai mi-ascunzi un cearcăn, dar nu poți să fii altfel decât... Să nu mai semeni cu tine în realitate deloc. Realitatea trebuie să semeni. Crezi în povestea aceea că femeia trebuie să fie în pat, așa, ca să nu zic cum și doamnă în societate? Mă, da, rolul, deci ceea ce, hai să zic, partea asta erotică, așa, contează foarte mult. Acum, fiecare depinde de gusturi sau de ceea ce înțelege. Practic, pot, nu știu ce să spun, că toate, să zic că suntem, toate suntem femei până la urmă, dar... flacăra într-o căsnicie, într-o relație, și de aici este ținută foarte bine. Adică... Deci femeia, zici că ea e responsabilă cu partea și, asta. Și, măi, și femeia, dar și bărbatul, că femeia, degeaba vii tu acum să faci, eu știu, să te îmbraci nu știu ce fel, să desuri, să nu știu ce, și ăla să-i fie gândul în altă parte. Degeaba poți să faci orice. Dar, în general, relația asta, patul e foarte important, o femeie trebuie să știe să se comporte, acum eu vorbesc în general, da, că na, trebuie să știi să te comporți, trebuie să fii și doamnă, dar trebuie să fii câteodată și mai așa și mai așa. Da. Ca să fie bine. Ca să fie bine, să fie rău. Da. Tu te consideri româncă sau unguroaică? Eu sunt româncă, jet, adică părinții mei s-au născut... în România. Într-adevăr, bunicii din partea tatălui, bunicul meu a fost ungur și s-a îndrăgostit de o basarabeancă și nu știu cum au ajuns la Cluj. Eu nu știam că ai origini în Basarabia. Da, la bunici. Da. Și, dar tatăl meu este născut în București, mama mea bucureșteancă. Da. Știi să gătești? Aș putea să spun că așa, 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 dar nu vreau să gătesc. Știi că tot timpul spune... Adică dacă e nevoie, nu mori de foame. A, nu, nu. Și nu știu, și ești, nu poți să comanzi, că acum vezi că poți să comanzi. Da, vrei să te mint? Nu neapărat. Clar, când îți și permiți așa, na. M-am dus și eu în dreapta, în stânga, am mai văzut. Acum nu mai găsesc rolul. Asta nu înseamnă că nu e bună mâncarea gătită în casă. E foarte important să gătești în casă. Măcar de câteva puțin, ori pe da, săptămână, acolo.
Uite, eu știu ce zic. Eu zic pentru că eu avem bunicile aproape și atunci cumva nu mai simt această presiune că copiii mănâncă la bunici sau dacă nouă ne e poftă de ceva gătit în casă, putem să mâncăm. Imediat, da, uite, la mine, de exemplu, gătește George. Uite, aseară a gătit George, ne-a făcut o friptură de vită, bine, nu știu de care vită, a luat-o, a... nu știu ce fel, așa, cu sparanghel, cu nu știu ce. Dar și eu mai gătesc, dar eu nu gătesc ca să nu mănânc, să nu mă îngraș. Eu sunt, eu recunosc lucrul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu-i fac Mariei sau... Dar cum reușești tu să ții dieta? Tu tot timpul dieta, adică să mănânci cu pătat, să nu mănânci dulciuri. Pentru ba, că mănânc timpul... multe dulciuri de stat. Nu, stați așa puțin, pe mine mă ajută organismul. Da, în continuare. În continuare am un organism. Să mai sper să poți să te urască toate femeile. Nu trebuie să mă urască, pentru că nu arăt perfect. Da, mulțumesc. Am și o celulită. De la un timp de vreme, spre rușinea mea, croasantele astea cam în... dar nu știu, deci nu știu cum. Că eu, în general, sunt un om foarte strict. Adică, în sensul că... Așa te știam și eu. Mănânc multe salate, mănânc mai mult fructe și legume decât carne, îmi plac și mie fructele de mare, dar pentru, în funcție de programul pe care l-am, dacă nu am timp să mănânc sau ca să pot, de exemplu, să rezist și așa mai departe, beau și o 2-3 cafele cappuccino pe zi, ceea ce zici că nu e mult, dar pun zahăr dintr-o la brun, îmi luam niște băuturi energizante, dar nu beau astea acidulate, ai văzut că ne-a întrebat și nu, cu astea nu. Dar și eu mai mănânc clătite, îmi plac și mie cartofii prăjiți, adică pe mine mă ajută deocamdată organismul. Metabolismul, da? Foarte mult, adică trebuie să-i mulțumesc din suflet pentru că, uite, de exemplu, zilele astea am abuzat, hai că de lor, știi cum de... am fost plecată la Reghin și ne-am răsfățat acolo, soția lui Florin mi-a făcut clătite, că dacă nu, eu n-am învățat să fac clătite ca să nu fac clătite să mănâncă, îți dai seama. Da, și eu la fel n-am învățat să fac dulciuri, că da, îți dai seama, da. Și atunci mai bine, vorba lui Maria, mai mi-au mere dintre alea acre, verzi. Da. Și săracul copil meu, e foarte bun mărul ăsta, trebuie să-l mănânci. Și vine așa și tai o feluță, mami, nu știu cum pot să mănânc scârboșenii asta. E, mai, da, clar că ca să poți să arăți bine, și nu e vorba de mine în general, trebuie să ai grijă de ceea ce mănânci, dar sunt acum, sunt multe tratamente, poți să faci și sport singură, nu trebuie neapărat să faci tratamente, faci tratamente dacă îți poți permite, dacă nu poți să faci sport, pentru cine are un soț care își face pomană cu ea, să-l punem să ne facă masaj cu o cremă anticelulitică. Cu un ăla de bambus, da, un furculete dintre ăla, că uite, uite, de unde să-mi iau ăla, că mă duc și bat pe George cu păcăletul ăla ca să-i zic ori te bate eu pe tine, ori îmi faci mie masaj. Deci că vine Maria, lasă mami că-ți fac eu, dar îți dai seama cum copilul cu mânuțele adunte. Spre ce se îndreaptă Maria, crezi tu, ca profesie? Poate este... e prea devreme, dar ce simți? Nu, nu că este, nu neapărat că este, clar, la 11 ani și ceva, este devreme, indiferent cât ai zice tu că faci aia, că... Da, ea, deocamdată, acum, de exemplu, este, pentru că e moda asta cu K-pop-ul ăsta, cu BTS-ul și cu așa, așa, văd că este, învață coreană. Am zis că să caut un profesor, de o fată din Corea care este prin București sau ceva de genul, o studentă sau ceva, ca să poată să scrie, să citească, că ea mi-a zis, mie clar, am venit aici și ne-am întâlnit cu, nu știu cu cine, așa, a auzit că învață coreană și a zis, fii atent aici, coreana și japoneza și cu engleza, dacă te duci la Bruxelles, vezi că ai 15.000 de euro pe lună salariu. Când a auzit, Maria, bine, dacă o întreb, nu știe ce înseamnă, că nu, cu banii, da, nu prea... Valoarea încă nu. Da. Dar a înțeles că sunt mulți bani. A înțeles că sunt niște bani și că, da, mami, eu asta vreau. Dar clar, cochetează cu televiziunea, îi place să danseze, deocamdată nu e cu cântatul și... Te dori pentru ea așa ceva? Nu. Și nici cu televiziunea, pentru că i-am spus, vei fi foarte dezamăgită. Este un lucru foarte frumos, dar în anii în care tu vei vrea să faci, asta nu înseamnă că n-a făcut sau mai face, mai are emisiuni, dar o să se schimbe, tot o să devină online și atunci trebuie să te gândești la cu totul altceva. Pe când dacă ești deșteaptă, înveți la școală și înveți o limbă, două, trei străine, care le vrei tu, tu spui coreana și... Să știi că, deci eu nu aud cum am aud de ea, deci e foarte, pentru mine e foarte grea, adică n-aș putea. Da, ea îmi răspunde, îmi vorbește în coreană, se uită la mine, dar știi ce zic?
e mai glumeșo cu ea, așa, m-aș bucura tare mult dacă s-ar ține să învețe coreană. Adică măcar o limbă dintre asta mai, să zic, mai deosebită, da. Pentru că este de viitor, cu cât știi ceva, uite, mi-a zis că vrea neapărat, mi-a zis, mami, eu vreau neapărat să mă duc în Coreea de, nu știu de care îmi spune ea, de sud, probabil că aia probabil de nord sunt, e mai complicat. Așa, și în Japonia. Dar de ce? Pentru că au tehnologie, mă explică, dacă veneam acum cu ea, ți explica ea cum în Japonia nu știu ce e și în Coreea și, da, ok. Foarte bine, este o persoană hotărâtă, o fetiță hotărâtă, am văzut-o și are o sclipire. Ca toți copiii. E, vrei tu să fii așa, e un copil deosebit. Este un copil, știi, după sufletul meu. Adică pot să spun că Dumnezeu mi-a arătat de multe ori fața lui, că adică s-a îndreptat către mine, dar cu acest copil, faptul că am făcut-o la 41 de ani, faptul că poate că nu îi ofer ceea ce îi oferă mulți în poziția mea, vorbesc sincer, că sunt artistă și ești, da. Na, și cu poziția. Adică eu dintotdeauna pe Maria nu am tratat-o ca pe un copil, vai, ca pe un burger de aur și nu știu ce. Este sau că e fica Danielei Ghiur. Sau că e fica mea. Nu, eu din contră, nu și la școală și pe unde a fost și pe unde se duce. Eu vreau să fie foarte așezată cu picioarele pe pământ și valoarea, că mai îmi spune câteodată, mami, ai văzut că mă cunoaște lumea? Și eu mă uit la și spun, da, crezi că ești vedetă? Dar eu vorbesc foarte serios cu ea. Și faptul că am vorbit ca un om matur de mică cu ea. Și ea mi-a spus, mami, eu știu că nu sunt vedetă, pentru că vedetă înseamnă ceea ce ești tu sau să faci ceva. Eu, na, mă știe lumea că sunt fata ta, poate că și ea am emisiune, știi, mi-o aruncă după aceea. Dar eu știu că, da, știi, și atunci o aduc oarecum cu picioarele pe pământ. Pentru ca să fii vedetă sau să fii, trebuie să faci ceva. Așa este. George, cum e cu Maria? Deci, cum e cu Maria? Pentru tați, pentru Mădălin, să-ți explic cum este Maria. George stă în dreapta, eu conduc, Maria în spate. Tati, ești un prinț și începe și cântă și face poezii pe loc. Și, Doamne, dar ce frumos ești. Și, tati, dar atât de geloasă. Așa... Ei, sunt geloasă, îți dai seama. Ce faceți acolo, Iori, imediat? Nu, mami, că pe tine te iubesc. Dar, tati, așa, nu știu, atât de cute și e, nu știu cum. Și... George, îți dai seama, e topit. Da. George mai oare și pe Francisca, George, pe fata lui mare, a noastră, da. Așa, pe George junior. Deci e răsfățat din mai multe părți, George. Da, este, mă rog, și bunic. Cu Maria, bine, cu e, Maria mai mică e mai mică și e mai, tot timpul așa, cu el. Da, uite, în vara asta a venit George cu prietena lui, că George are 20 de ani. Și am stat împreună, am fost împreună la mare, la cântări și așa mai departe. Și mi-a plăcut tare mult, deși el nu știe română, decât două, trei cuvinte, că el este neamț, că da, e făcut cu... Mai, da. Și prietena lui tot așa nemțaică, turcoaică, nu e tot așa. Dar uite, s-a înțeles cu Maria în engleză și mi-a, știi, îmi place chestia asta de familie. Când ne uite, spre exemplu, am zis după Crăciun și Revelion, pentru că avem cântări, să ne ducem în Germania și să, mă rog, să stăm o săptămână cu familia, cu sora lui George, cu soțul ei, cu Francisca, cu soțul ei, Francisca are deja 3 copii. Francisca, sora fata mai mare a da, Mariei. Da, 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 da. Are 3 copii. 3 copii, da. Câți ani are ea? 29, ceva de gen. Da, da, uite, și-a găsit jumătatea și se înțeleg foarte bine și a responsabilitate. Deci, adică, George este bunic. Da, e bunic. Și cu George. Și adică să facem așa, uite, să o luăm și pe mama, pe soacra mea, pe mama lui George, pe bunica, să o luăm în mașină și să o ducem. Să facem așa o săptămână noastră. O de familie. De familie. Și adică mă bucur mult de tot. Mă bucur pentru George care mamă, mă bucur că are soră, mă bucur că mai are alți copii în afară de Maria, adică e foarte frumos și ești foarte bogat când ai familie. Așa este, confirm și este, indiferent că câteodată poate e greu, că tot timpul trebuie să fii conectat cu toți, să-i ajuți, să fii, dar satisfacția de a-i avea pe toți și mai ales să faci reuniuni din asta, nu poate fi egalată de nimic. Asta spun și eu, că depinde, tu ai spus bine, depinde foarte mult și de frați și de părinți.
și de copii, dar da. În general ar trebui fiecare dintre noi să înțelegem că părinții sunt unici, părinții, așa cum te iubește o mamă, nu o să mai te iubească nimeni niciodată. Și dacă ai, nu știu, frați cu care te înțelegi, clar, există poate neînțelegeri, certuri minore, din nimic, dar da. Da, și cu mama mea mă mai certam. Că George spunea, dar tu ce cu mama? Mă zic, și eu mă certam cu mama, dar știi cum ne certam noi? Noi ne certam, nu știu, zicea, că nu știu ce, eu ziceam, las că știu eu. Și ea, în ultimul timp, era bolnavă, dar nu mi-am dat seama, eram un pic mai accentuată boala, dar nu mi-am dat seama, stând zi de zi cu ea. Și spunea, ei, o să vezi când o să mor și nu știu ce. Și eu mă uitam așa pe geam, țin minte în sufragerie și începeam să plâng. Și se uita la mine, a, deci fii atent aici, când mor eu. Să plângi ca proasta zi de zi și să nu știu ce. Să tai, fii atent aici, că tu ai pe Maria și l-ai pe George. Și mamă, și ce teorie îmi făcea. Și eu îi spuneam, dar nu mai spune lucrul ăsta, că morți o să fim tot timpul. Hai să, nu știu, și ne pupam și te iubesc. Și dragoste mare. Te sperie această perioadă, războiul? M-am să fiu sinceră, de la pandemia asta, care cred că fiecare ne-am gândit, mamă, primele 2-3 săptămâni eram atât de fericită că avusesem o vară și cruntă. Și mamă, o lună, două, că o să stăm, că o să mutăm în casă, mobila, că o să vopsim, că o să așa. Și după aceea, când am văzut că nu mai ieșim din casă, din păcate, sunt niște lucruri pe care nu le poți controla și nu știi cât sunt așa cum le vedem noi sau cum ni se prezintă. Clar că m-a speriat pandemia asta, mai ales că au murit oameni în jurul nostru, prieteni. Mă sperie războiul, mă sperie, dacă vrei, uite, chestia asta cu foametea, cu... Deci orice mă sperie. De fapt, nu că mă sperie. Știi, stau, sunt îngrijorată, dar până la urmă, spunea cineva, bă, stai puțin, dar pe timpul lui Ceaușescu, acum cu lumina și cu ce văd, da, cu curent, cu gaz, au fost tot felul de propuneri, exact. De da, da, atunci, consum. Da, atunci îl aveam pe Ceaușescu și nu aveam, aveam țurțul în casă, dacă mă vrei să mă crezi. Săraca mama făcea rând din cauza asta și se ducea tot timpul la spital. Trăim niște timpuri nedrepte. Dar noi ne-am făcut-o cu mâna noastră și când vorbesc nu de mine și de tine. Pentru că de-a lungul istoriei nu s-a învățat, sau de-a lungul omenirii, capii n-au învățat un lucru. Cât ai avea pe lumea asta, eu toată averea sau tu toată averea, în momentul când murim, noi nu luăm nimic cu noi. Și atunci ar trebui să faci niște lucruri, de exemplu președinții, de exemplu cei care într-adevăr au dețin niște pârghii, că nu trebuie, deci faptul că ești foarte bogat și dacă ai nu știu câte miliarde, până la urmă s-au dovedit că oamenii mor cu câți bani au, dacă este să mor, tot mori, și bătrân și tânăr și cum ai vrea tu, nu moștenești pământul, deși la un moment dat cred că o să se ajungă la chestia de clonare, dar tu pieri, o să vin altcineva. Exact. Mă sperie și pe mine și nu pentru mine, pentru că eu pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit niște timpuri, unele foarte grele, dar și bune, și că am o viață, am în primul rând o meserie foarte frumoasă. Cât de grea este, foarte frumoasă, și le mulțumesc oamenilor, publicului care mă cheamă și cânt, și pentru asta îți dai seama că în ziua de astăzi e bătălia mare. Da. Și sunt multe lucruri pe care nu putem să le spunem, dar nu sunt lucrurile așa cum îmi imaginez. Așa, dar mă gândesc la copiii noștri. Mă gândesc că mă uit în ochii Mariei și mă gândesc, bă, ce-o face Maria? Clar că și părinții mei poate, sau bunicii se uitau, clar, dintotdeauna a fost, bă, ce fac copiii? Dar un război, o boală nu aduce decât dezastru pentru omenire, decât ceva nedrept pentru omenire. În ziua de astăzi, cu tehnologia și cu toate astea avansate, nici n-ar mai trebui să se moară atât de ușor din diverse boli. Nu ar trebui să fie un război. Pentru ce? Pentru un petic de pământ care, și dacă scrie, nu știu, așa gândesc eu în simplitatea mea, și dacă scrie nu știu ce acolo, bun, e chestia asta că ești român sau că ești nu știu și că vrei în sânge și că nu vrei să iei ce al tău, dar până la urmă toți suntem oameni. Toți suntem oameni și până la urmă stați așa puțin.
trebuie găsit o cale în care să cineva, și aici nu mai sunt cum erau înainte, poate cei care negociau și negociatori, și nu mai sunt, cred eu că nu mai sunt oameni ca înainte, dacă s-a ajuns la război. Da, trăim niște vremuri grele și incerte. A venit momentul să deschidem cutiile, Daniela. Dar să fim optimiști, da. Deci da, eu să fim optimiști. Mami, uite, hai să încep cu asta roșie. Cu dragoste. Deși ar fi pe opulență, pe auriu, dar hai, le iau eu la mine aici. Hai. Da? Hai. Ia vezi. Eu cred că ai o surpriză acolo, dar eu zic să le luăm așa, cu umor. Și zic să le luăm, că nu știu de ce, cred că-s vreo trei întrebări. Cine mi-a făcut asta, Roberta? A zis că nu. A, cu ce bărbat public l-ai înșelat pe George? Băi, pot să spun, pentru că pot să spun din două puncte de vedere, adică fără să mă duc să mă omoare George acasă. Așa, ia zi. În primul rând, degeaba îmi plăcea de el. Așa. Între mine și George, la regea pe George. A. George Michael. Mi-a plăcut foarte mult. Înțeles. Nu l-aș fi înșelat, adică și dacă vreau eu și insistam degeaba. Deci asta este una. Am rezolvat-o, da, să vedem. A doua. Deci tu m-ai pocărit aici, sunt mai multe. Să știi că de obicei era o singură întrebare, dar nu știu de ce inspirația a fost foarte mare de data asta. Da, te-am citat la mine și a zis, știi că mă mai duceam la Mădălin și se uita așa la mine. Și zic, Mădălin, eu știu că toată lumea spune că de la oricu țâța gură până la cu barbă sură, dar așa, cu cel mai lung moment de amor cu George. La asta nu răspund, că nu. Nu. Când ne-am cunoscut. Era. Dar acum dar știi ce? Neapărat, nu. Da, acum vă cunoașteți, știi cum e? Păi nu, da, îți dai seama că înainte eram eu pe fizic, el era sportiv, era și antrenor și era cu fotbalul și eu eram cu aerobicul. Și făceam 1000 de abdomene cum beau, uite, n-am băut apa asta, dar nu știu că eram... Să nu zici acum că au durat zile, nopți. Mă, zile și nopți nu, da, ce era săracul la un moment, da, ca să rămân însărcinată, ne duceam la doctor, domne, potoliți-vă puțin, ca să rămână la Daniela însărcinată, mai luați o pauză. Așa ușor, calculați, a bine atunci, adică, e. Frumos, de da. Ce? E da, o latură frumoasă. Da, e, măi, cel mai mișto e când, nu știu, când îți găsești partenerul și te înțelegi cu el, că eu ți-am explicat că la noi ne-a atras chestia asta, râdem foarte mult împreună. Și atunci, așa, cum a făcut George diferența față de ceilalți? Nu, cum adică cum a făcut George diferența adică... față de ceilalți? Cu câțiva centimetri în plus sau prin pasiunea lui. Acum, dacă zic că este moldovean, cred că am spus tot. Deci și la capitolul centimetri și la capitolul pasiunea. E bine, stai puțin, pentru mine. S-ar putea pentru... Dar chiar contează mărimea? Nu știu, acum e o chestie... Nu, contează foarte mult compatibilitatea. Asta cred că contează cel mai mult, pentru că sunt bărbați care poate, am mai auzit și eu, băi, l-am lăsat că e nu știu ce și ăla, bine mersi, s-a căsătorit cu nu știu cine și are nu știu câți copii și cu aia nu putea să facă niciunul. Îți dau un exemplu. Da, sau, da, da. Compatibilitatea, cred că aici este. Secret. Da. Bun, să trecem la bani. Banii și fetele mănâncă zilele. Ia să vedem. Da, că tot mi-ai spus că v-ați mutat în casă nouă. Păi eu n-am construit casa în care stăm. Este într-adevăr Dar stai, spune întrebarea, că tu ai citit-o. Pardon, scuzați-mă. Poți să și întorci la cameră ca să vadă. Da, dintre astea, cât m-a costat casa pe care am construit-o? Da. Apartamentul m-a costat mult. Așa, deci ați cumpărat un apartament mai spațios. Un apartament la parter, da. Într-adevăr, e deosebit. M-a costat mult, foarte mult. Adică mult, foarte mult. Puțin pentru unii, mult. Așa. Dar ați vrut să faceți această mutare? Să știi că merităm. Nu este ceva, deci nu m-a costat foarte așa. Nu, este ceva în care, mă rog, așa ne-am dorit. Bine, este și construcție nouă. Și atunci ai încălzire în parduseală. Are 3 metri 40 înălțime. Avem 3 dormitoare, avem 3 băi, avem dressing, avem bucătă, adică casă. Terasă, la. Da, e ca o casă, e o
E ceva ce ne-am dorit. Și bine, mai mult eu ce vrei să te mint. George, săracu. A trebuit să-l convingi? Ți-a luat ceva să-l convingi să faceți starea asta? Mă, să știi că nu a vrut, că n-a vrut în primul rând în zona. Prima dată mi-a zis nu este exclus, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Stați în zona de nord, în Corbeanca. Stau în Petrești, nu în Corbeanca. Petrești. Da, pentru că eu aveam pe Maria, eu îți dai seama că stând în Baba Novac, în buricul, da, așa, era clar. Dar i-am explicat, i-am nu știu ce, cu tare un alta și mi-a venit odată nervii și a zis, au, știi ceva? Meriți orul mei casa aia, orul... Da. S-a uitat la mine, bine, Țuca, hai să ne mai ducem să mai vedem odată. Și până la urmă i-a plăcut și lui și așa s-a întâmplat. Și acum s-a adaptat în zona respectivă? Da, acum nu mai vrea să mai plece de acolo, ce crezi? Acum e, da, dom'le, eu când vin acasă, e, da, într-adevăr, e important până la urmă cum te simți. Că poți să stai într-un palat și să fii total nefericit și poți să stai într-o casă, asta nu înseamnă că nu stăteam bine unde, că tu știi. Da, aveam, da, două apartamente sparte chiar, da, la parter. Unite. Unite. Da. Așa. Foarte ok, dar... apartamentul acesta clar este nou și e altceva. Altceva. Da. Daniela, mulțumesc frumos pentru interviul acordat, sinceră ca de obicei, deschisă, cu umor. Păi, da, pentru că ai zis de calități. Una din calități este sinceritatea asta care m-a costat de foarte multe ori foarte scump. E adevărat, dar totuși ai gândit și reușești, da, în continuare, da, să te menții, da, acolo sus. Și așa o să rămân. Mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc din suflet și mult succes. La fel, mulțumesc. Mulțumesc, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit. Noi ne revedem data viitoare.